ultimele măsuri luate de Regia Autonomă de Transport Public în Comun arată că vor fi înmulțiți numărul controlorilor care verifică validitatea cardurilor călătorilor, iar călătorilor li se va permite accesul numai pe ușa din față, iar coborârea pe celelalte două uși. Credeți că aceste măsuri vor stopa călătoriile ilegale? Nu știu în ce măsură le vor stopa, dar e o măsură civilizată. Așa se face în toate marile capitale. Ați mai văzut acest model? Păi la Londra. Intri, validezi cardul și cobori pe ușa din spate. Credeți că măsura va avea efect și la noi în țară? Nu, pentru că mijloacele de transport la noi circulă așa cum circulă. Dacă ar circula cum circulă acolo, ar fi mai bine. Numai așa putem evolua. Dacă mergem în continuare fără a plăti biletele, o să ajungem la fel cum e CFR-ul în momentul de față. Crezi că este o măsură eficientă? Acum vom vedea. Știți că se practică partea aceasta cu șpagă și se mai urcă. Și cine are tupeu, sigur, va putea să urce. Știu că și pe mine, ieri chiar am rămas surprins la Victoriei, la Piața Victoriei. Chiar erau trei oameni de la, cred că de la RATB și mi-au cerut legitimația. N-a plecat autobuzul decât după ce am validat cardul. Exact despre această măsură este vorba, de a suplimenta numărul acestor... N-am știut. Acum am aflat de la dumneavoastră și ieri am văzut-o, dar n-am știut că asta a fost decizia RATB-ului. Și ați văzut ceilalți călători compostându-și biletele ca urmare a sfaturilor primite? Da, am văzut. Deci, pur și simplu, v-am spus, nu a plecat autobuzul decât până când controlorii respectivi au văzut că persoanele care au urcat au validat aceste carduri. Știu, sincer, că aș dori să fie același abonament pe toate liniile de și metrou, și trolebuze, și autobuz. Deci asta aș dori. Chiar azi au fost doi agenți, a luat câțiva băieți care n-aveau bilet. Niște elevi erau chiar. Erau niște elevi care stăteau pe scaune și nu aveau bilet și a dat jos. Da. I-a coborât din mașină. Ultimele măsuri luate de RATB sunt să introducă cât mai mulți agenți de control care să verifice validitatea cardurilor călătorilor și de asemenea călătorii să intre numai prin ușa din față și să coboare pe celelalte două. Ca în străinătate, da, e ok, nu e nimic în neregulă cu chestia asta, dacă ar fi și călătorile mai ieftine decât sunt acum, că poate multă lume nu își permite chestia asta. Dar e ok, în general e ok, așa e în străinătate. În Spania, de exemplu, așa se face. Plătești la ușa din față și ai urcat mașină. Se coboară pe celelalte uși. Vi se pare o metodă eficientă? Da, bineînțeles, v-am spus, e eficientă, dar condiția să mai scadă din călătorii, că nu multă lume au și să mai bage și salarii destul de mare și e cam greu în ziua de azi. În ziua de azi. Înainte era altceva. Este o vorba de o nouă acțiune a Regiei Autonome de Transport în Comun București, care prevede înmulțirea numărului agenților de control care verifică validitatea cardurilor călătorilor chiar din stație. Credeți că este eficient o astfel de măsură? Este eficient, pentru că așa trebuie să plătim. Fiecare care circulă trebuie să plătească. Și e normal pentru noi, e bine pentru noi că se strâng bani la buget. De asemenea, călătorii vor avea acces numai pe ușa din față și vor coborâ pe celelalte două. Și trei, da. Se accede pe ușa din față pe prima ușă și coborârea se face pe 2 și 3. Va rezolva această măsură problema călătorilor fără bilet? Rămâne de văzut. E tot ceea ce pot să vă răspund. Dar în stații, la intersecțiile mari am observat, nu se urcă în autobuz. Și cum apreciați această nouă măsură? Mi-e bine că pot să mai fac blatul, ca să zic așa. De ce? Că dacă mă urc la o stație mică la o altă stație mică, pot să merg fără să taxez. Dar în stațiile unde sunt controlori, ați observat că mai multe persoane își validează cardurile? Nu toți, depinde de cât de aglomerat este și depinde cât de insistent sunt controlorii. Unii urlă țipă la tine, validați cardul și tu, de ce nu l-ai validat? Și alții, hai mă, validează și tu cardul. O chestie de genul ăsta. În același timp, călătorilor li se va permite accesul doar pe prima ușă, iar coborârea pe celelalte două uși, tot din dorința de a verifica mai bine și de a ține sub control călătorii care merg fără bilet. Păi și ce faci la orele de trafic maxim? Dimineața, la prânz, când vine lumea de la serviciu? Da, mami, puiu. N-ai cum.
sunt foarte mulți, ușa aia este mică, românii sunt mulți, autobuzele sunt puține. Nu știu cum o să fie. O să fie haos. Și o să se stea, cred că, și jumătate de oră în stație, eu știu, un sfert de oră, până urcă toți. Nu, cred că o să fie român care o să încerce să urce și pe la mijloc și prin spate.